Ioana Boncea a fost internată în spitalul din Bumbești Jiu aproape 2 săptămâni. La un moment dat, medicii au considerat că trebuie să o externeze și nu au mai dorit să aștepte nici măcar o zi, până când familia care o îngrijea putea să vină după ea. Bătrâna a fost trimisă acasă cu taxiul și abandonată. Băieții a găsit niște pături pe acolo, în afară de cameră, și le-au aștenut și au pus-o acolo jos. Și au lăsat-o acolo? Păi, ce se putea să-i facă? Și dumneavoastră v-ați mai dus pe la ea? Ce mai făcea? M-am dus pe la ea, dormea. La scurt timp, femeia a fost internată din nou în spital. De data aceasta, ea a fost dusă la spitalul județean Târgu Jiu. Bătrâna povestește cu lacrimi în ochii prin ce chin a trecut. Când ne lenim anui, domne, am avut și eu un copil și mi-a murit, că dacă nu murea copilul, nu era ce. Și cine v-a găsit? Păi a venit fata asta și m-a băgat înăuntru. La cât timp după ce a ajuns să se răți? După vreo 3-4 ore. Deci practic 3-4 ore dumneavoastră a stat la poartă. Pe pământ. Pe pământ. Aurel Stolojan, managerul spitalului din Bumbejiu, recunoaște că medicii s-au purtat inuman cu această bătrână. În principiu eu am discutat cu doamna doctor și... Deci... O mică greșeală are într-adevăr și doamna doctor, pentru că chiar dacă pacienta a solicitat, că așa este, a solicitat, că nu putea să-i dea drumul dacă, dar trebuia totuși să găsească poate o altă soluție. Medicul respectiv a considerat că are doar o soluție, să scoată din spital un pacient ca pe un colet. Eu spunându-i că eu ce să fac, unde să o duc, că nu am nicio posibilitate unde să o duc, nu pot să o iau acasă, exact așa i-am zis și am recomandat să-l sune pe domnul primar și da, ea mi-a vorbit foarte urât. Adică azi că sunt asistent social, să vin să o iau, dacă nu mi-o aduce în fața primăriei. Până la urmă au adus-o... Da, eu l-am sunat, nu, dumneai l-a sunat pe domnul primar m-a sunat pe mine, a zis că uite ce facem, că aia mă sună și pe mine și era foarte revoltată, îmi vorbi și mie foarte urât și că ne-o aduce în fața primăriei. Sau acasă la poartă, exact ne-a zis, că ori în fața primăriei, ori la domiciliu și o las la poartă, deci exact așa a și zis. Le-ați explicat că cei care au grijă de ea nu pot să vină în ziua aceeași? Da, le-am zis că oamenii aceia doar i-au oferit o locuință acolo, dar ei nu locuiesc acolo, nu pot să o îngrijească, că na, vorbisem și cu proprietarul, doar ce mă sunase și n-a interesat-o. Și eu la fel, am zis că nici pe raza comunei nu este un centru de ăsta pentru bătrâni, nu am unde să o duc, era și vineri, n-am ce să fac și nu a vrut să mă înțeleagă, a zis că ea oricum o aduce, o trimite la primărie. Primarul orașului Bumbești Jiu susține că vinovații din acest caz vor fi trași la răspundere. Din momentul când am ajuns la spital, am pus câteva întrebări, dar pentru mine n-au fost satisfăcătoare ca și răspuns și în consecință de astăzi am convocat Consiliul de Administrație, se va face o analiză și persoanele vinovate care au greșit va trebui să suporte consecințele. Așa ceva nu se poate face la momentul la care discutăm și așa sunt destule chestiuni care sunt de discutat în sistemul medical. Cred eu că acolo unde trebuie să intervină factorul urmând să o fac eficient. Ioana Boncea locuiește în comuna Scoarța de aproximativ 4 ani. Femeia a fost găzduită de o familie care avea o casă acolo. Asta după ce nora sa și nepotul său au dat-o afară din locuința ei din comuna Bălănești.